bată complet 100% după 20 de ani, pe sediul din Călugărei. Da? Cu această ocazie am să și vă înaintez invitația, când vom fi gata din toate punctele de vedere acolo și cu noile dotări, să serviți alături de cadrele noastre și o masă de prânz. Este invitația Comenzii Inspectoratului și să sperăm că la 1 decembrie sunteți invitați și la inaugurarea sediului final, vorbesc acum, de pe strada Bălănescu, fostă pompierilor, unde deja unul din corpuri este finalizat de la începutul acestui an. Acolo s-au mutat serviciile administrativ, logistic și economic și urmează în corpul B să se mute în întregul efectiv al Poliției Rutiere, al Serviciului Poliției Rutiere. Am ales această soluție de a muta Poliția Rutieră acolo, pentru că pe sediu actual din Bulevardul CFR nu avem condiții ca cei care vin să-și rezolve o serie de probleme la nivelul Poliției Rutiere să-și parcheze autoturismele, nu este loc de parcare. Și nici un spațiu de primire corespunzător. Dar asta v-am spus, este ca o informare și ca ceea ce urmează și invitațiile care o să le primiți. Bun. Acum despre ziua de astăzi, fac precizarea că începând cu data de 1 octombrie, Poliția Municipiului Giurgiu s-a mutat în acest sediu, aș putea să-i spun nou sediu, nou din punct de vedere al locației pentru Poliția Municipală. Tot ceea ce o să vedeți dumneavoastră aici a fost posibil ca și realizări cu sprijinul Academiei de Studii Economice București și am beneficiat de un sprijin foarte mare din punct de vedere al rectoratului acestei instituții de învățământ. Din punctul nostru de vedere al polițiștilor giurgiuveni, este un spațiu care creează condiții de lucru mult peste ceea ce aveam în sediu celălalt. Din punct de vedere al activității de primire a publicului, acest spațiu ne permite ca activitățile de primire a publicului, lucru cu cetățenii, să se desfășoare în alte condiții, din punct de vedere al tot ceea ce înseamnă mărimea acestei clădiri, birourile în sine, condițiile din, plecând de la căldura care avem nevoie iarna până la temperaturile ridicate din vară, unde aici avem alte condiții și vom avea și îmbunătățiri pe această linie. Sens în care cred eu că am îndeplinit unul din obiectivele din proiectul managerial prin mutarea Poliției Municipiului în această clădire și în această zonă. În continuare, în anul viitor urmează, în funcție de înțelegerea care o vom găsi la asociațiile de proprietari, să înființăm în fiecare sector de proximitate, în momentul de față sunt 7 sectoare de proximitate în municipiul Giurgiu, deci municipiul, orașul este împărțit în 7 sectoare și sperăm ca până la sfârșitul anului viitor să realizăm în toate celelalte, în toate aceste sectoare de activitate, câte un birou de proximitate. Ne dorim acest lucru deoarece dorim ca cetățenii să nu mai parcurgă această distanță din anumite puncte îndepărtate ale orașului până la acest sediu și să-și găsească rezolvarea problemelor la dumnealor în cartier, astfel încât atât polițistul de proximitate, cât și comanda Poliției Municipiului când este solicitată, să se deplaseze în aceste noi spații pe care le vom amenaja și să primească publicul acolo, să rezolve problemele cetățenilor, să identifice care sunt aspecte care țin de problema polițienească și care este mult mai ușor de rezolvat în teritoriu decât aici. Toată Poliția Municipiului s-a mutat aici, deci întreg efectivul de la Poliție Rutieră, Investigații Criminale, Ordine Publică și celelalte structuri care funcționează în cadrul Poliției Municipiului. Astfel încât vorbele multe acum sunt deprisos, faptele rămân. Repet, am avut sprijin foarte mult din partea conducerii unității de învățământ respective a SE București. Am avut sprijin și din partea sindicatelor, din poliție, care au contribuit în limita posibilă cu anumite sume ca să amenajăm acest spațiu. Și, nu în ultimul rând, un merit mare l-a avut domnul comandant al Poliției Municipiului, domnul comisar Șevrăcaru, care dintr-un anumit punct
a preluat întreaga gamă administrativă, ca să mă exprim așa, și a reușit să facă ceea ce dumneavoastră vedeți până în momentul de față. Nu ne oprim aici. Va fi și mai bine, și mai frumos, și mai multe dotări. Din punct de vedere al utilităților, în momentul de față există conexiuni la toate bazele de date ale Poliției Naționale. Există, din punct de vedere al unităților IT, o dotare corespunzătoare a Poliției Municipiului. De asemenea, mijloacele din dotare, mijloacele auto, sunt în momentul de față suficiente. Dar cu tot ceea ce v-am prezentat până acum, nu ne vom opri aici. Vom continua să realizăm investiții în limita fondurilor pe care le vom primi și conform necesităților sau nevoilor care vor apare între timp. Apare între timp. În momentul de față, pentru fostul sediu, care este format din trei corpuri de clădiri, într-unul din corpurile respective vor fi amenajate spațiile de depozitare, plecând de la echipament și celelalte necesarul de documente de hârtie, de tipizate, nu de documente de serviciu, vorbesc de tipizate. Deci acolo ne vom muta cu tot ceea ce înseamnă depozitele inspectoratului, urmând ca unul din spații, spațiul principal sau clădirea principală, să fie repartizată unei alte unități MAI în funcție de analiza care va avea loc la nivelul conducerii Poliției Române. În momentul de față mai sunt încă colegi de-ai noștri și de la alte unități MAI care sunt, din punct de vedere administrativ sau logistic, asigurate de inspectorat, care nu își desfășoară activitatea în condiții foarte bune. Mai sunt încă, mă refer la SIPI, la Serviciul de Informații și Protecție Internă, mă refer la Serviciul Județean Anticorupție, care nu au suficiente spații, birouri, în momentul de față, pentru colegii care își desfășoară activitatea la aceste structuri. Sunt încă 3-4 colegi într-un birou. Eu mi-am propus încă de la preluarea mandatului de inspector șef aici să nu mai existe 3 polițiști în birou, cel mult 2. Nu intru în amănunte. Știm cu toții de ce. Este necesar de liniște, este necesar concentrare, primirea publicului și toate celelalte. Sper ca la sfârșitul anului viitor, și cred că voi realiza acest lucru, să nu mai existe mai mult de 2 polițiști într-un birou. În funcție de analiza care va avea în loc la nivelul conducerii Poliției Române și al treilea corp de acolo, 2, v-am spus, vor fi utilizate pentru depozite, și al treilea corp să fie repartizat unei structuri MAI. Vă spuneam și la început că îmi doresc să vă invit la 1 decembrie la inaugurarea și spațiului pentru Poliția Rutieră. Este un spațiu nou, o clădire renovată complet, 100%, cu fonduri 100% MAI și cu dotările corespunzătoare, plecând de la ghișeele unde desfășurăm activitatea de lucru cu publicul, până la activitatea propriu-zisă de cercetare penală, de instruire și toate celelalte. Nu am investit decât 20.000 de lei din fondurile Poliției Giurgiu Vene pentru anumite reparații. Restul au fost lucrări care le-am găsit gata făcute. Aici, după cum știm, s-au investit foarte mulți bani pentru realizarea unei unități de învățământ. Din păcate, nu a fost posibil să meargă până la capăt cu această idee. Cei care au investit și le sunt recunoscători, pentru că poate era bine, era foarte bine să avem și o unitate de învățământ superior în Giurgiu. Dar mă bucur că au înțeles că intra într-o stare de degradare și nu făcea bine nimănui acest lucru. Și mă bucur că am găsit înțelegerea și ne-au dat clădirea nouă, gratuit, în mod gratuit. În momentul de față o administrăm, nu suntem proprietari, dar avem promisiuni că vom demara activitățile și vor fi de acord cu obținerea tuturor avizelor pentru a deveni și proprietari pe acest spațiu. Acolo, ba da, era ca și aici legată clădirea de încălzirea centrală a orașului, dar nu era suficient de bine izolată. Era o clădire veche, o clădire care nu păstra căldura, ca să mă explic așa. Și nici instalațiile nu erau noi ca aici. Noi, mă refer, că aici sunt aproape noi. Sunt destul de puțin folosite. Avem și un circuit intern, o microcentrală internă care preia, nu știu dacă mă exprim bine, gigacaloria,
o transformă și, mă rog, hai să mă exprim în termenii mei care mă pricep eu, agentul termic este mult mai cald trecând prin această centrală proprie. Mă pricep la multe aspecte de ordin polițienesc, dar știu că vom avea mai multă căldură aici. Sper ca și cetățenii să găsească mai multă căldură când vin aici. Domnul Răcaru? Ce aș mai putea să spun eu? Că pe lângă căldura calorică o să fie și căldura sufletească. Și exigență profesională. Iar ușile sunt tot timpul deschise, indiferent... Eu sper să fie numai în condiții de bună, eu știu, colaborare și aspecte pozitive. Mai sunt câteva lucruri de făcut? Sunt multe lucruri de făcut. Tot timpul o să fie. Bănuiesc că niciodată nu o să găsim un lucru făcut definitiv și tot timpul merită să fie îmbunătățit. Și sub aspect profesional. Câți ani am funcționat acolo? E greu de spus. Păi, din statistică, din evidență, clădirea aceea a fost preluată de la, mă rog, un personaj destul de cunoscut al vremurilor. A fost cumpărată de Ministerul de Interne undeva în anul 1950, în jurul anului 1950. Din acel moment inițial a funcționat o perioadă și jandarmeria până, nu știu cât, o perioadă foarte scurtă. Istoricii se pricep mai bine. Dar în orice caz, dacă facem un calcul, avem undeva la 50 de ani, peste 50 de ani în care am funcționat în acel spațiu. În momentul de față nu mai era nici suficient pentru numărul de polițiști care sunt acum, nu mai corespundea nici din punct de vedere al dotărilor. Erau necesare mult mai multe lucrări de reparații, dar, repet, nu ăsta a fost principalul motiv. Principalul motiv a fost că polițiștii nu mai aveau spațiu suficient să funcționeze acolo. Nu comparăm numărul de polițiști din 1950 și evoluția până în 89, cu numărul de polițiști acum, adaptați la situația operativă, la dezvoltarea zonală, la toate cele. Era imposibil cu numărul de polițiști care avem acum să mai funcționăm acolo. Sens în care nu pot să fiu decât bucuros. Astăzi sunt chiar bucuros și cred că voi fi și în perioada următoare destul de mult, pentru că vor fi gata și celelalte obiective care ni le-am propus. Din păcate, nu o să reușesc să avem un singur sediu pentru Poliția Județeană. Este imposibil. Dar, lucrul ăsta. Suntem împărțiți în trei sedii administrative, numai Poliția Județeană, mă refer. Poate e mai bine, poate e mai rău. Sigur că o analiză ar putea scoate, eu știu, destul de multe avantaje și dezavantaje. Nu împiedică cu nimic activitatea din punct de vedere al cetățeanului lucrul ăsta. Poate e un avantaj. Dar, în momentul de față, am avut române astfel încât am realizat lucruri care numai și când visam eu așa cu tot. Sprijinul de specialitate al colegilor de aici, pentru că dacă nu te duci cu o notă de fundament corespondent cu realitatea și nu ai serviciu logistic, serviciu comunicații, serviciu financiar cu cei trei care conduc aceste structuri, nu s-o obții fonduri niciodată. Niciodată. Am pierdut un proiect european tocmai pentru că foarte mulți minori care părăsesc centrele de primire. Foarte mulți minori și avem un număr mare. La următoarea întâlnire am să vă prezint și date din bilanțul la 9 luni. Avem câteva creșteri care ar trebui și care ar trebui, va fi necesar să le analizăm dintr-un context al analizei fenomenului infracțional. Sunt foarte mulți copii care pleacă de la domiciliu, cazuri de dispariții. Le găsim până seara sau a doua zi, îi găsim, dar nu-i în regulă. Părinții nu ne anunță imediat. Anunță după o perioadă lungă de timp. Sunt familii dezorganizate. Doamnă, sărăcia, să vorbim mai pe românește, sărăcia are ca imediată urmare creșterea infracționalității. De aici pleacă tot, și educație, și sărăcie, și tot. Deci v-am spus, avem un număr destul de mare de dispariții, de minori. Ferească Dumnezeu de mai, ceva mai grav, dar din fericire, pe toți care i-am avut în această situație, i-am găsit până în momentul de față. Și dumneavoastră ne-ați ajutat foarte mult. Avem situații în care familia nu este de acord cu mediatizarea fotografiei și noi nu avem voie dacă nu găsim înțelegere și acordul, dar a fost foarte prompt și faptul că mediatizăm, sunt multe cazuri care nu sunt cunoscute. Cum să le facem cunoscute altfel? De asemenea, avem o creștere a numărului de sesizări din punct de vedere al infracțiunii de viol, dar sunt sesizate, ele nu sunt confirmate.
Încearcă de multe ori partea, eu nu mă refer la acele fapte grave, nu dau exemplu aici speța Vaslui, am avut și noi la Roata, urmă cu ceva ani de zile. Eu mă refer la aceste situații în care reclamă violul, partea vătămată, dar de fapt nu se confirmă sub nicio formă. Responsabilitate pe cele 33 de comune ale celor 5 secții din arondarea poliției. Trebuie să-i sponsorizăm. Nu sugestii, nu sugestii. Să mai și mie cheile de sus ca să deschid pe acolo. Să înfișez sunt cheile mele. Era frumos de văzut. Dacă poate aici. Ai rugarule! Iar ai al dracu, ăsta al dracu. Ești mâncată bibilic? Ai o mela! Iar ai al dracu, ce rugarule, ai mâncat o femeia ta de bibilici. Bravo, bravo! Bravo, bravo! Și-o beam suc de la Nesli, la 30 de mii, de 3 kg. De la penal, de penal și cigarul. Și stea toată cursul mai repede. Bravo! 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 B
Gata, s-a rezolvat!